Municipiul Orșova este pe drumul cel bun. Primarul Marius Stoica reușește din nou printr-un proiect ambițios să îmbunătățească condițiile de trai ale comunității pe care o conduce. Astfel, după 10 de ani, se vor construi 4 blocuri noi de locuințe destinate cazurilor sociale. Orașul supranumit Perla Dunării a fost lăsat de izbeliște de-a lungul timpului, iar în prezent, sub administrația primarului Marius Stoica, în municipiul Orșova, se întâmplă lucruri mărețe. Edilul depune toate eforturile pentru a atrage proiecte importante în toate domeniile, de la asigurarea de utilități până la investiții majore în infrastructură. De această dată vorbim despre construirea 4 blocuri noi cu 60 de locuințe sociale, care vizează îmbunătățirea calității vieții pentru comunitate. Este vorba despre construirea de locuințe sociale și mai exact de construirea a 4 blocuri de locuințe sociale, 4 corpuri dispuse independent. Se vor construi 2 clădiri identice de tip parter plus 3, ce vor avea un număr de 32 de apartamente și 4 garsonere. Celelalte 2 clădiri vor fi tot așa de tip parter plus 3 etaje și vor avea un număr de 24 de garsoniere. Trebuie să precizez faptul că finanțarea vine prin programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform legii locuinței sociale numărul 114 din 1996. Bugetul este buget de stat plus buget de la municipiul Orșova, de la bugetul localității. Valoarea totală a investiției este de 32.470.721 de lei fără TVA, ceea ce înseamnă în euro o valoare de aproape 8 milioane de euro cu TVA cu tot. Așteptăm ca la acest proiect să se înscrie cât mai multe persoane dorvitoare. Analizând SEAP-ul, constat că la momentul acesta avem deja 3 înscriși și un retras, dar încă mai este timp pentru depunerea ofertelor până pe 8.07.2022, ora 15. În municipiul Orșova nu au mai fost construite blocuri de 10 de ani. Acest proiect era foarte așteptat de cetățeni, întrucât va rezolva o problemă majoră a comunității. În principal, noile locuințe care vor fi amplasate pe strada Ghioceilor vor fi atribuite locatarilor blocului supranumit California din centrul orașului. Un proiect care era așteptat de foarte, foarte mult timp. Nu urmărim altceva decât să mutăm locatarii blocului, așa zis bloc California din centrul localității, în aceste noi blocuri ce vor fi construite pe strada Ghioceilor din municipiul Orșova. Preconizez că dacă toate lucrurile merg așa cum mi le doresc eu, în sensul să avem ofertanți, la începutul anului viitor vom semna și contractul cu cel care va fi desemnat câștigător al acestei licitații. Proiectul se află în linie dreaptă, iar în acest moment se derulează etapa de licitație publică în vederea executării lucrării. După ce vor fi parcurse toate etapele, construcția va începe în cel mai scurt timp posibil. Cum puteți observa, deja am accesat site-ul în care se desfășoară licitațiile publice din România. Proiectul nostru, uitați-l, aici este construire locuințe sociale strada Ghioceilor. Putem observa că sunt deja 3 înscriși, da? Unul deja s-a retras, însă mai este timp până la data de 8.07.2022, ora 15, ca firmele să depună oferte. După care puteți observa că există o etapă de evaluare și clarificare tehnică, apoi o evaluare financiară, preconizată a se întâmpla pe 12.09.2022, se deliberează și apoi se atribuie contractul de construire a celor 4 blocuri. Sperăm să fie cât mai mulți înscriși, ne bucurăm să fie cât mai mulți. Eu văd la momentul acesta 3 înscriși și unul retras, deci 2 au mai rămas în această cursă, dar timp suficient până pe 8-7 să se mai depună astfel de oferte. Orșovenii sunt extrem de încântați de implicarea primarului Marius Stoica, care a demonstrat prin fapte, nu prin vorbe, că se poate face administrație în folosul oamenilor. Aceștia sunt mulțumiți de noul proiect măreț al edilului pe care îl așteptau de multă vreme. Părerea mea este foarte bună. Domnul primar, observ că este o persoană foarte activă din punctul ăsta de vedere. Deci am înțeles că are proiecte, nu, care sunt foarte bune. E un lucru foarte bun. Dacă se face un bloc social, totul este în regulă, nu? Înțeles că ar fi bun, că nu s-au făcut apartamente de ani de zile în Orșova.
locurile la California trebuiau de mult. E o mizerie acolo de nedescris. E foarte bine dacă au un proiect din ăsta, pentru că e un oraș atât de frumos, turistic, și vin foarte mulți turiști la noi în oraș. Și e păcat să vadă așa ceva. Lucru bun, pentru că ei sunt un pericol pentru noi copiii ăștia și ei. Când ați văzut ce mizerie fac și ce urât vorbesc și... Da, e bine să-i mute. După ce ani la rând municipiul a fost lăsat de izbeliște, acum condițiile de viață ale cetățenilor din zonă se îmbunătățesc. Orașul, supranumit și Perla Dunării, începe să fie pus în evidență datorită primarului Marius Stoica, care în ultima vreme a transformat Orșova într-un șantier în lucru, proiecte importante demarându-se în toate colțurile municipiului.